Influencer fan numărul 163, prima veste bună este că oamenii care în trecut cereau 5.000, 10.000, 15.000 pe o campanie au început să mai accepte și 3.000. Deci cumva lucrurile au început să se mai, schimbe un picuț, doar un picuț, cu un picuț de ajutor de la mine, cu un picuț de ajutor de la Putin. Încet, încet începem să mai schimbăm lucrurile. Ana Morodan, în această superbă, dar absolut superbă reclamă la Metaxa, este fix pe subiect. Este fix pe subiect. După mega campania cu Ceușan și cu Single Man Society, Ana Morodan la coniac de tractoriști este best of the best. Bine, dar știu că există coniac și de 20 de lei, dar asta are 40 de lei. Adică imaginea e de contesă cu coniac. Cine căcat bea coniac? Serios. Cine din anturajul lui Morodan bea coniac și mai ales coniac Metaxa? Hai să fim serioși. Bea și mai un Courvoisier, un Hennessy, un Remy Martin, un chelcășoz acolo. Dar na, asta e. Dacă asta vine în reclama, ce era să fac? Să refuze? Asta e. Dar, din nou, reclama este... Adriana Pestițu este mare fană Oppo. Nu mai poate să mai doarmă fără telefonul ăsta. Deci... Dacă vă uitați la, m-a amuzat foarte tare filmulețul, este ea pur și simplu, era un eveniment, i-au dat telefonul, hai plimbă-te și tu așa cu telefonul în mână și gata campania. 5.000 de euro lejeri făcuți. Lejer. Carrefour a avut o activare la saga cu Bromania. Bromania care a făcut ceea ce l-a sfătuit toată lumea să facă, s-a dat la fund. A tăcut din gură, a spus nu știu ce, a început să lua pe cineva să șteargă comentariile toate, deci avea la, știu că într-o vreme pe Instagram toată lumea întreba, boss, hai zic o analizele alea, boss, să ai tragi la până și așa mai departe și ștergea comentariile alea și și-a recuperat permisul pe tăcute și acum încet începe să reintre în campanie, că lumea a mai uitat, că uite, a lansat un film bun, hai că de fapt el e băiat, hai mă, că de fapt cine n-a tras pe nas ceva, hai să fim serioși. Cristina Ich ține un seminar pentru femei, este, oricum, înscrierea e, am uitat acum cât fix, acum cât cere, dar sunt puțin bani. Ceea ce mă amuză la chestia asta este că e persoana potrivită să țină un seminar, ea e agramată, este o țață care face crize de isterie, e plină de tupeu, deci are tupeul ăla penal de a minți în față cu eu am nu știu ce chestie, eu nu pot să port centura, parchează de ampulea pe trecerea de pieton constant și are și număr cu YCH și o știe lumea, da, deci este fix mai bună să învețe femeile cum să fie o femeie. Pe de altă parte, te uiți că sunt o căruță care bălesc la statutul ei și o să aibă cliente fără îndoială. Sânziana face reclamă magazinului Ioanei Grama Shop. Aș vrea să văd cel puțin o dată în viața asta oamenii ăștia cumpărând pe bune produsele astea și folosindu-le. Adică nu cumpăr de la magazinul ăsta pentru că e al prietenului meu, cumpăr pentru că produsele aia chiar sunt bune. Pentru că asta e faza că nu poți să-i spui omului în față ce crezi despre produse nici. Adică lui Ceușan și lui, mai e și Ioana Dumitrache, că și ea vinde haine. Lui Ceușan i-a mai zis lumea, bă, sunt cam scumpe produsele astea pentru cât de mizerabile sunt. Dar nu, adică niciuna dintre prietenele ei, în ghilimele, nu a avut curajul să-i zică că n-ar purta pe bune produsele alea dacă ar fi să dea bani pe ele. Dar na, treaba merge înainte. Merge înainte. Marilu a intrat în trending cu o chestie cu iubitul meu și cu relație toxică. Asta e stilul Marilu. Ea așa s-a consacrat. Ăsta era publicul pe care l-adunase. După care într-o vreme o luase că vai de mine că voi numai asta cereți și numai asta vreți. Dacă așa n-ai învățat numai cu mizerii de genul ăsta, asta vrem și noi. Și a fost o perioadă în care tot încerca să o spele, ba Gurozea, ba IQ Ads și acum... Nu știu ce să... N-am, credeți-mă, nu am nervii necesar să dau click să văd, pentru că în mod sigur e vreo prostie, e o chestie care toată lumea devine mai puțin ea, e o chestie provocată de ea, dar de fapt ea este nevinovată și... Din nou, e piața asta de femei crizate, e foarte mișto, e mișto să o acaparezi, dar la un moment dat când trebuie să-i vinzi ceva, îți dai seama că alea nu cumpără, adică... cel mult integrame, dar nu cumpără ce-i vinzi tu și, mă, sigur, nu te ia pe tine. Sânziana supăr mirându-se că este aglomerație pe drumul de întoarcere de la Mare duminică după masa. Sânziana a avut la un moment dat o chestie de asta, că ea nu deschide știrile și nu cerește știrile pentru că sunt chestii negative acolo și ea nu vrea să se umple de... Mamă, a trecut o macară. Nu vrea să se umple de știri negative. Și
Nu, ce știi știrile. Deci probabil că nici știrea cu bă, dar fiecare duminică după masă eu omor vara când ne întorci de la mare. Nu-i trebuia ei știrea asta. Termină-ți prostile. Dar tot ea cu o cerșeală jenantă, băi, deci nu știu ce aniversare era, dar avea nevoie de un tort și în loc să scoată 100-200 de lei, să ducă să cumpere un tort, se găsesc în București, deci la câte rahaturi de afaceri s-au deschis în București, la câte cofetării, la câte soții și amante de oameni cu bani și au deschis cofetării în București, sigur, dăteau o tură până 3 și găsea un tort să-l cumpere. Dar pur și simplu, fai de mine, am uitat, ce viață grea, așa să iei cineva să-i dea. Ia fă de aici un tort, săraco. Băi, este... Te sperii când vezi faze de genul ăsta. Și am mai spus asta și într-un episod trecut, ăsta este mood-ul ei. Deci când este, fai de mine, este trafic, fai de mine, am uitat să cumpăr tort. Hey, guys, am o reclamă! Deci uitați-vă cât de fericită este care o reclamă. Dar copilul și sunt obosită și... Da, hei! Este oribil. E oribil să fie chestii, să faci chestii de genul ăsta. Aici, iar fabuloasa se plânge că o dăunează algoritmul și că nu-i arată nu știu ce poze. Bă, toate astea mari cu publicul, că publicul ăla care a cumpărat cu... Știm și noi vorba aia, că te uiți, a fost isteața aia de Cristina Ih care a publicat niște poze și dacă te apucai și adunai cât publicarea aia din București, cât publicarea aia din alte localități, dătea vreo 25%. Și toată lumea s-a uitat, s-a întrebat, bă, tu din orașele mari ale României ai 25% din public și restul de unde sunt? Din Văscăuți? Din marele oraș, nu știu, Victoria, Frecăței? Ești forță, bă, în Frecăței toată lumea, ai 90% din oamenii din Frecăței te urmăresc pe tine? Nu. Și de-aia am zis, băieți, puneți pozele pe țări să vedem. Normal că te dăunează algoritmul când, căcat, boții nu dau like-uri, iar publicul tău, la un moment dat, se mai satură și el. Asta e faza, la un moment dat, el nu vor să accepte că publicul se mai satură de... Andreea Bănică făcând reclamă la un fast food și după care făcând reclamă la mâncare sănătoasă. Deci este o chestie asta la modul, deci n-a așteptat să mai bage ceva între. Pur și simplu a trecut de la, am fost la noodle pack la mănâncă sănătos. Super. Să fi venit cineva să-i spună, bă, ăștia la noodle pack au dat bani. Bă, nu e ok ce faci? Să-i spună, ăilas, bă, nu e ok ce faci? Nu, mers așa, pentru că și ea atâta minte are. N-are mai multă. Bă, dar stai puțin. Nu are mai multă. Adriana Pestrițu făcând reclamă la Peroni, cum am zis, a venit vara și toate influențele se beau bere de rup, chiar dacă ele se declară anti-alcool și mai și conduc, dar ele beau bere constant, pentru că e o chestie de asta la modul, are foarte mult public de bărbați și bărbații au nevoie să vadă bere și ei se urcă și vor cumpăra bere pentru că au văzut la Adriana Pestrițu bere. Nu, lumea se uită, eu mă uit la Adriana Pestrițu pentru țâțe și ca să râd de ea, nu mă uit pentru altceva. Nu uit să-mi recomande ea Opoc. Nu e nimeni în lumea asta care spune, bă, am văzut Sânziana Negru că recomandă Desperados sau ce bere mai are ea și mă duc la ea. Nu, mă urmăresc pentru că vreau să văd țâțe și buci, atât, nu. Și ce e interesant la reclama asta este că, să luăm de exemplu ăsta e cadru, da? Și ar fi fost berea aici. Nu, ei au zis să fie niște cadru în care să fie bere așa mare. Pentru că noi dăm banul. Bă, ăsta e destul să fie aici în cadru, adică nu trebuie să fie aici. Na, dacă dăm banul, se vadă. Asta e marketingul din România. Îi dăm unei maimuțe o cărță de bani, pentru care și public masculin și rezultate zero.